Este ora 10, tu votezi România, bine v-am regăsit, au mai rămas 11 zile și ne votăm președintele. 14 candidați sunt în cursă, 2 dintre ei vor ajunge în finală. Bătălia este mare pentru locul 2. Sondajele arată o cursă la limită și practic orice pariu este riscant în acest moment. Haideți să vedem cine sunt 3 dintre cei 14 candidați în ordinea tragerii la sorți. Vi prezint ordinea tragerii la sorți pentru prezența la această dezbatere electorală. Ei bine, din partea doamnei Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, este prezent domnul senator Irineu Darău. Bine ați venit, vă mulțumesc! Bună ziua, mulțumesc! Este de asemenea prezent domnul Silviu Predoiu, candidat la cea mai înaltă funcție în stat din partea partidului Liga Acțiunii Naționale. Vă mulțumesc, bine ați venit! Bine v-am găsit! Și din partea candidatului independent Mircea Gioană participă domnul Tudor Mușat. Vă mulțumesc, bine ați venit de asemenea! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Fiecare are la dispoziție un minut să prezinte candidatul sau să se prezinte și aș vrea să încep tot în ordinea tragerii la sorți. Din partea doamnei Elena Lasconi, domnul senator Irineu Darău, un minut aveți la dispoziție. Mulțumesc, bună dimineața tuturor telespectatorilor. Reprezint astăzi partidul USR și o reprezint pe Elena Lasconi. Sunt convins că Elena Lasconi este soluția pentru președinția României, fiindcă nu este un om din sistem și poate și mai important în România, nu este un om care are legături cu PSD. Din păcate, dincolo de un extremist despre care nu vreau să vorbesc, toți ceilalți candidați care ar putea avea șanse să intre în turul 2 sunt oameni ai PSD-ului. Dovediți! Domnul Ciucă astăzi este un garant al USL 2.0, domnul Gioană a fost un garant al USL 1.0, iar domnul Ciolacu e președintele PSD. Elena Lasconi este omul care garantează că nu va numi premier PSD, că nu va ține PSD la guvernare și că în sfârșit, după 8 ani în care 6 ani PSD a fost la guvernare, vom schimba foaia în România. A demonstrat, la câmpul lung că poate fi un primar bun, cu siguranță va fi un președinte bun. Vă mulțumesc. Trecem acum la domnul Silviu Predoiu, candidat la prezidențiale din partea partidului Liga Acțiunii Naționale. Un minut va aparține, domnule Predoiu. Sunt Silviu Predoiu. Acum mai bine de 30 de ani am depus un jurământ să servesc și să apăr România chiar și cu prețul vieții. Acest angajament pe care mi l-am luat cu mâna pe drapel nu s-a încheiat odată cu trecerea în rezervă. Sunt aici pentru a continua să vă servesc și să vă apăr. Am luptat 30 de ani pentru ca dumneavoastră să aveți dreptul să vă mișcați în libertate, să vorbiți liber, să vă asociați liber cu oricine, drepturi fundamentale. Pentru ca să pot face acest lucru, am renunțat la dreptul meu de liberă exprimare, de liberă circulație, de liberă asociere. După trecerea în rezervă le-am regăsit și le-am regăsit importanța și relevanța poate mai mult decât unii care le-au avut totdeauna și nu le-au înțeles cât de importante sunt. Îmi propun să mă bat în continuare pentru dumneavoastră, pentru o altfel de Românie, pentru că România de astăzi nu este cea pentru care am luptat până acum. Vă mulțumesc! Mulțumim! Trecem acum la domnul Tudor Mușat, reprezentant al candidatului independent Mircea Gioană în cursa pentru Cotroceni. Un minut, vă rog. Domnul Gioană combină 3 atribute esențiale pentru funcția de președinte. În primul rând, competență la cel mai înalt nivel, ca secretar general adjunct al NATO, cunoștința tuturor liderilor internaționali și abilitate nu doar pentru a negocia pentru România, dar și a înțelege contextul intern al României și problemele economice cu care ne vom confrunta anul viitor, datorită experienței sale îndelungate, de exemplu, și Ministerul de Externe. 2. Independența nu este dependent de interesele de partid, nu va numi oameni politici la topul companiilor de stat, care, de exemplu, a rezultat în pierderea banilor din PNRR. Și 3. Euroatlantism cu grad crescut de focus pe un euroatlantism în fața unor amenințări din partea unor partide extremiste precum AUR. De aceea trebuie ca românii să folosească votul lor util și votul înțelept pentru
a se asigura că domnul Joan ajunge în turul 2. Mulțumesc, am expirat minutul, prezentările au fost făcute, începem dezbaterea. Troli. Toată această campanie am vorbit mai mult despre așa numiți troli, mai puțin concret despre domenii care ar intra în atribuțiile viitorului președinte. Ieri, parlamentarii Comisiei pentru Controlul SRI ne-au dat o veste, au primit răspuns de la Serviciul Român de Informații. Avem troli, ferme de troli. Nu știm însă și de vreo campanie de dezinformare orchestrată de forțe străine ostile. Bun, a pornit de la doamna Lasconi această acuzație la adresa domnului Joană, care avea ferme de troli. Dar legătura tot nu o fac instituțiile statului. Ce dovezi aveți? Noi știți că suntem un partid tânăr și activ online și vedem aceste fenomene și nu de azi de ieri. Și nu e doar domnul Joană, sunt mulți candidați susținuți de astfel de instrumente online. Mai ales pe partea de extremism, vedem de ani de zile, de altfel, o gonflare a narativelor, aș spune, prorusești sau antieuropene, și cu ajutorul conturilor false și fermelor de troli. Am văzut și eu declarațiile dinspre șefia Comisiei SRI, care într-adevăr este politică, Comisiei de Control a SRI, și mă întreb ce control face, ce control democratic face. Cred că nu face și sunt senator și mi-asum acest lucru, fiindcă n-am văzut niciun fel de rezultat al acestei comisii. Pe de altă parte, am văzut tot ieri un comunicat al SRI care spune practic că nu e niciun pericol, că nu avem război hibrid în România, probabil singurul stat care nu are această problemă. Deci pot să spun că nu mai înțeleg nimic. Cred că solicitarea noastră și a Elenei Lasconi este absolut legitimă. Instituțiile statului să lămurească acest lucru. Și dacă avem un senator care afirmă cu subiect și predicat, fiind președintele Comisiei de Control a SRI, că avem această problemă, păi atunci instituțiile să răspundă și să-și asume o concluzie, fiindcă de aceea sunt plătite până la urmă din bani publici. Și care ar fi aceste instituții? Că SRI, înțelegem, atât a putut să constate existența unor așa numite ferme de troli. Mai sunt și alte instituții care au legătură cu securitatea cibernetică, trebuie să colaboreze între ele și încă o dată să le dea o concluzie cu subiect și predicat, ca să știm până la urmă despre ce vorbim în această campanie și dacă alegerile sunt influențate de astfel de strategii. Mă întorc la faptul că avem această constatare pe care a trebuit să o privim cu toată încrederea, că vine din partea unei instituții respectabile, nu? SRI. Există ferme de troli, nu există însă și campanii de dezinformare, de propagandă, care ar fi orchestrate de forțe străine ostile. Domnule Silviu Predoiu, 30 de ani ați amintit, ați lucrat la vârful SIE. Serviciului de Informații Externe. Cum vă sună dumneavoastră? Ne dorim cu disperare să găsim și în România intervenții străine, tentative de manipulare, pentru că asta ar confirma că suntem importanți. Pentru că altfel, cum adică, nici măcar străinii nu vor să intervină în România? Eu am toată încrederea în comunicatul SRI, care a spus că nu a identificat, sunt convins că încearcă. Asta poate însemne că n-au fost identificate încă, dar eu am încredere în performanța serviciului și nu cred neapărat că trebuie să intervină străinii ca să ne manipuleze. Ce manipulare mai bună putem să avem decât ceea ce fac televiziunile care invită doar 5-6 candidați la dezbateri? Ce manipulare mai bună când lumea nu știe că sunt 14 pe listă, pentru că sunt excluși automat 6-8 candidați, sunt eliminați din orice fel de topuri. Când apar titluri de genul aceștia sunt candidații cu 2 de I, la președinție și urmează 5 nume, e o mare problemă. Atunci când apar sondaje de opinie care apar cu 6 candidați și restul spun valori nesemnificative, iarăși este o mare problemă. Credeți că ar face o dezinformare mai bună ceilalți? Cât despre fermele sau fabricile de troli, cum se numesc, există din totdeauna. Problema este cum sunt folosite. Sunt entități folosite pentru propagandă prin dezinformare, adică prin fake news, prin incitare la ură sau prin lansare de teorii ale conspirației. Ele există și sunt folosite nu numai de partide, sunt folosite de guverne. Conform ultimilor evaluări, la nivelul emisferei nordice, din 65 de state verificate, 30 de guverne foloseau fabrici de troli pentru a se menține la putere, în sensul de a promova proprii lideri,
de a promova premierii, miniștrii și măsurile lor fabuloase, în condițiile în care populația îi creditează cu 80%, mergem într-o direcție greșită, încredere redusă și așa mai departe. Deci există... Există și nu știm... Trebuie semnalate. Există. S-a cine făcut. Nu are fermă de troi, înțelegem. Directoratul Național de Securitate Domnul Cibernetică... Domnul Joana spune... Nu are ferme de troli. În ciuda faptului că doamna Lasconi, fără a prezenta dovezi publice, a spus prima, priviți la Mircea Joană, manipulează opinia publică prin ferme de troli. Cum vedeți aceste afirmații făcute în spațiul public de cei de la SRI? Da, ferme de troli există. Nu se poate face demonstrația că sunt manevrate din exterior, de Rusia, se înțelege. Sigur că orice clarificare din partea instituțiilor statului și orice încercare generală de a salubriza, de exemplu, mediul online și digital, este binevenită. Ce e cel mai problematic e că avem această discuție într-un context electoral în care această temă este politizată. Mie mi se pare foarte îngrijorător că doamna Lasconi a lansat aceste acuzații foarte grave, hacker, imaginari, ferme de troli, și apoi, în ultimele săptămâni, de când au fost lansate, am văzut o constantă retragere a lor, o constantă descreștere în am niște dovezi, de fapt, n-am, e doar o poză cu o stradă, de fapt, n-am nici poze, am poate niște informații. Până astăzi ne spune reprezentantul doamnei Lasconi că n-are nicio idee de fapt despre ce se întâmplă. Adică e foarte grav că avem o acuzație de acest tip în care doamna Lasconi inversează sarcina probei. Spune, nu cel care acuză ar trebui să fie cel care aduce dovezi, ci acuzatul să se disculpe. Iar când domnul Joană și campania sa se disculpă și spune nu există așa ceva, sunt un candidat independent, nu avem subvenții publice, noțiunea că avem etaje cu firme de troli, dacă noi lucrăm cu voluntari, avem oameni care, pentru că cred în acest candidat cel mai pe președinție, vin, este absolut absurdă. Și, din păcate, încă n-am auzit din partea domnului Lasconi sau a reprezentanților USR scuze publice aduse poporului român pentru aceste dezinformări toxice. Și nici din partea domnului Ciolacu, pentru că domnul Ciolacu a luat acuzația domnului Lasconi nefondată și a sărit pe ea ca pe o trampolină, aruncând o remarcă într-o conversație informală că, da, am auzit și eu că există aceste ferme de troli. Și de acolo a început acest circ și mediatic și politic. Sigur că instituțiile statului ar trebui să investigheze, dar e clar că, de fapt, nu vorbim despre o campanie domnului Joană care folosește ferme de troli și nu avem nici acum scuze din partea domnului Lasconi. Nu, nouă, poporului român care a fost dezinformat și n-a aflat despre angajamentele candidaților, despre politicile lor de guvernare, pentru că am vorbit despre hackeri imaginari, troli imaginari. Detaliile cu etajul au venit de la domnul prim-ministru, dacă vă amintiți. Fost un coleg al domnului Joană din PSD, ca să o spunem și pe asta. Și atunci, firește, noi, USR și doamna Lasconi, am făcut singurul pas pe care puteam face. Am cerut tuturor instituțiilor statului, început de la premier, care are foarte multă putere, să lămurească aceste lucruri. Și uitați că astăzi, SRI, ieri, a confirmat că există aceste ferme de troli. Ale cui? Câte sunt? Dacă sunt ale mai multora, tot instituțiile statului să lămurească. Bun, și ar trebui să fim apreciați că am ridicat această minge la fileu, pe care poate alții n-aveau curaj să o ridice, dar încă o dată, instituțiile statului plătite din bani publici ar trebui să lămurească cu subiect și predicat cine le are, cine le folosește, unde sunt și să le destructureze. Să le destructureze ca pe rețele infracționale, înțelegem. Așa sunt. Autoritățile practic recunosc faptul că există acest fenomen ilegal care duce la distorsionarea opiniei publice. Cine ce ar trebui să facă mai departe? Avem troli. Bun, ne-am liniștit că aveam numai acuzații. Trolii există. Ai cui sunt și ce facem cu ei? În primul rând, plecăm de la ce fac acești troli. Creează identități false, conturi false, se încadrează, intră în comentarii, denigrează pe unii. Este o activitate, în fiecare zi sunt dezactivate conturi false. Mai mult decât atât, rămâne ca instituțiile statului, în baza prevederilor legale care le reglementează activitatea, să ia măsuri. Noi putem doar să vorbim despre existența lor. Scuze, sunt două diferențe. E o diferență mare. Eu am fost ITist 15 ani înainte să fiu politician. Una este o persoană care își face una, două, zece conturi false și care, într-adevăr, probabil în timp vor fi desființate. Alta este să ai o fermă de troli care înseamnă, într-adevăr, o infrastructură de servere, da, de internet, de curent și așa mai departe, care trebuie destructurată. E o diferență când niște oameni individual, poate știu eu, fac o propagandă, chiar dacă nu este legală, și alta e când
niște structuri majore, poate cu sute mii de conturi create automat, atenție, care folosesc inteligența artificială, fac aceste lucruri. Deci, acolo, fără intervenția instituțiilor eficientă, nu va putea rezolva la nimeni problema. Dar mă tem că intrați în capcana sugerată de colegul nostru de platou. Vorbiți despre ferme uriașe cu sute de servere, iarăși fără să aveți probe. O fermă adică, de troll nu înseamnă trei oameni într-o privință care își creează niște comunicații oficiale. Deci unde există ferme de troll? Bineînțeles că ele, aveți dreptate, ar trebui oprite. Dar, de fapt, această conversație, avem această conversație despre un subiect foarte specific, când ea, de fapt, e o conversație despre responsabilitatea asumată a unei persoane publice, anume doamna Lasconi, de a-și duce afirmațiile până la capăt și de a duce dovezi. Îngrijorarea mea reală, ca tânăr, ca cetățean, e că dacă doamna Lasconi ajunge președinte, mi-e teamă să nu fac același lucru. Să iasă ca președinte și să spună am auzit de ceva, de altfel cum o face domnul Ciolacu astăzi ca prim-ministru, am auzit de o fermă, nu știu ce, și apoi să arunce responsabilitatea pe instituțiile statului pe care ar trebui să le conducă și supravegheze și să spună să investigheze ei. Eu am dovezi și apoi nu mai am dovezi, dar da, uitați iarăși că avem pe însuși premierul țării care vine și sprijină aceste acuzații ale doamnei Lasconi și dă și detalii. Ne spunând sursa acelor informații, dacă sunt informații clasificate, au ba, faptul că premierul intervine în această dispută, cum îl vedeți? Îl văd ca problematic, ca politizare a unui aspect care ar trebui să fie rezolvat tehnic. Da, sunt de acord. Instituțiile statului, de exemplu DNSC-ul, da, ar trebui să se uite la fermele de troli, da? Să și alte instituții să le oprească. Total de acord. Dar ca domnul Ciolacu, într-o cursă electorală, să arunce o acuzație care, de fapt, apoi se dovedește că nu e fondată, pentru că nu ne spune domnul Joan Are e fondată aceste... dacă SRI-ul spune există troli? Există troli în România, dar asta știm cu toții. Doamna, există atunci când e identificat, SRI-ul cu certitudine a și semnalat mai departe către Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică ce a identificat. Mi se pare iarăși că e un subiect care ține captivă tema alegerilor, deturnând atenția la aspecte tehnice. Mi se pare grav totuși, pentru că am vorbit despre faptul că Rusia și-a băgat coada când a fost referendumul din Marea Britanie pentru Brexit, manipularea opiniei publice prin acea operațiune dusă de Cambridge Analytica. Ba că și-a băgat coada și în America, în alegerile de acolo. Există și suspiciuni rezonabile să ne imaginăm că or fi importante și alegerile din România, cum au fost și cele din Republica Moldova. Vine serii și spune, domnule, nu există niciun fel de posibilitate ca vreo entitate externă, ostilă țării noastre să încerce să-și bage coada în alegeri. Credeți o asemenea aserțiune? Vedeți aici, încă o dată, pe mine așa asta este diferența între niște candidați și niște premieri sau președinți. Premieri și președinții au putere reală și pot să ceară instituțiilor niște lucruri și să obțină rezultatele. Noi, bineînțeles, că suntem datori să avertizăm, fie că e vorba de Elena Scurin, fie că e vorba de mine ca simplu senator. Dacă eu văd în ultimii 4 ani, primul meu mandat de senator, o propagandă continuă în România, amplificată pe internet, care nu face decât să repete narativele rusești, că au fost anti-măsuri în pandemie, că au fost de nerecunoașterea încălzirii globale, că au fost anti-cipuri, că au fost anti-Ucraina, că au fost anti-Uniunea Europeană, vedeți, nu pot să nu ne îngrijoreze aceste lucruri. Nu știu care e efectul în aceste 30 de zile. Noi vorbim de un efect cumulat în an de zile și acesta este războiul hibrid al Rusiei împotriva existenței Uniunii Europene și împotriva existenței statelor europene și democrațiilor europene. Asta este ceea ce, din câte știu eu, o spun și studiile internaționale și mi-e tare greu să cred, fără să cred că suntem mult prea importanți, că suntem o țară, ca oricare alta și nu cu o populație foarte mare, că fix România este ocolită, probabil singurul stat european, ocolit de aceste strategii ale Rusiei. De aceea sunt mult mai îngrijorat în privința fermelor de troși și încă ceva. Eu, ca simplu senator, până la urmă, nu șef de partid sau candidat la prezidențiale, nu mai prididesc să blochez conturi false și vorbesc de sute sau de mii pe contul meu care promovează exact astfel de narrative. Dar trebuie rezolvată la un dat problema asta care este generală. Mi se pare că dezbaterea intră într-o zonă ciudată și pentru ascultători. Eu reprezint un partid mic care nu și-a permis să trimită un reprezentant. Colegii mei de platou, care sunt reprezentanții cuiva, nu spun doamna Lasconi mi-a cerut ca pe această temă să transmit, sau domnul Joana. Dumneavoastră vorbesc ca senator și ca aitist, ca tânăr implicat, cu tot respectul pentru ei. Dumnealor duc discuția într-o altă direcție, iar publicul care așteaptă o dezbatere între candidați... Dar care candidați... direcție? Iertați-mă că poate nu ați văzut-o înainte să o vadă alți participanți la discuție. Da. Care e direcția?
Direcția este ca publicul să poată să vadă ce spun candidații, nu? Nu. Care e direcția spre care divaghează discuția? Nu. Eu ce spun? Nu, doamna Mititelu. Nu, eu spun că dumnealor nu vorbesc în numele candidatului. Mie mi se pare o întrebare legitimă. Manipulează sau nu Rusia prin interpuși aceste alegeri? Și eu ce spun alegeri? Acum este că inclusiv... Pentru că este un candidat, persoana non grata în Ucraina, în Republica Moldova, acuzat că s-ar fi întâlnit cu nu știu ce agenți de la agenți secreți ruși. Avem un alt candidat care ar fi făcut potecă, dar cu precedentele alegeri, la precedentele alegeri, pe la Moscova și așa mai departe. Și este o întrebare legitimă în spațiul public sau credeți că trebuie Absolut, să trecem la altceva? Nu, eu nu cred, dar ce vreau să vă spun este... Certe că suntem lăsați de instituții într-o ceață. Vă rog frumos, dar durează 15 secunde. Divagăm, nu? Cam asta era ideea. Asta spun, pentru că întrebați pe reprezentantul doamnei Lasconi ca să spună ce crede doamna Lasconi. Dumnealui vă spune eu ca senator... Și am făcut eu legea aceasta să poată fi reprezentat candidații... Au spus aceleași lucruri pe care cred că le spune. Adică domnul Joane cel puțin a negat și că s-a spus că e politizată discuția. Și pare rău că n-am primit un reprezentant ca să vorbim ca itist. Cu toată modestia încercăm să dăm argumente, poate n-avem dreptate, încercăm să argumentăm și doi, încercăm să spunem că atunci când candidatul nostru va ajunge la președinția României, va încerca să rezolve astfel de probleme. Dumneavoastră cum veți rezolva? Ca să stați timp la sine și unele lucruri nu merg bine. Deci acum doamna Lasconi mă atacă sau senatorul de Brașov mă atacă? Că nu înțeleg cine mă atacă, senatorul sau doamna Lasconi? Vă adresez o întrebare despre... Stați puțin, n-am făcut eu legea aceasta. Nu e vorba de lege, dar pe ecran a scris reprezentantul domnului, nu senator. Publicul judecă domnul Predoiu. Nu credeți? Pentru asta mergem la vot. Mergem la vot. 24 noiembrie, mai e puțin, și v-am spus, bătălia cea mare și decisivă, spun analiștii, se dă de fapt pentru locul 2. Acum, haideți să vedem Trump 2.0, dacă sunteți de acord. Cum se pregătește România pentru revenirea domnului Trump la Casa Albă? Aș vrea rapid, domnul Darău. Cred că e foarte imprevizibil ce se va întâmpla din ianuarie încolo, de când Trump va prelua președinția. Cred că deocamdată și în România și în Europa suntem mai degrabă zona declarațiilor politice legate de rezultatul recent al alegerilor. Sper ca România să fie acolo la masa discuțiilor, direct sau măcar prin Uniunea Europeană ca ansamblu. Domnul Silviu Predoiu, vă rog. Există un avantaj cert. Faptul că domnul Trump nu este un actor necunoscut. Este cunoscut României din primul mandat, este cunoscut ca profil, ca opțiuni, ca simpatii. Știm că domnul Trump este un negociator, un om de afaceri, care pleacă întotdeauna de la premiza ce vrea, ce dă și ce primește în schimb. O abordare cât se poate de business-like. România ar trebui să se hotărască și să nu mai meargă acolo fără niciun fel de obiectiv. Să știe ce vrea, să-și definească obiectivele în raport cu SUA și sunt convins că doar în acest fel poate să primească mai mult de o șapcă roșie de la președintele Trump. Știind ce vrea să ceară, definindu-și interesele de politică internă pe care apoi să le promoveze în politica externă, nu căutând să fie plăcută unuia sau altuia. Aveți o expertiză excepțională pe zona aceasta a relațiilor externe și vă întreb care ar fi top 3 obiective pe care România ar trebui să le pună la masă cu prima ocazie. În raport cu SUA trebuie să dăm încărcătură la ceea ce definim parteneria strategic, care să fim serioși nu este decât în discursuri. Ar trebui să dăm o încărcătură specială colaborării pe zona de securitate, pe zona de atragere de investitori american și pe zona de inițiative în regiune. România vrea să devină un lider regional, ar trebui să-și propună să fie un lider regional și poate să facă acest lucru cu sprijinul SUA. Vă rog, domnul Șad. Pentru ca România să aibă o poziție importantă în parteneriatul strategic și cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană, din păcate nu e suficient, cum ne spune USR-ului, că speră că vom avea un loc la masă. Nu, trebuie să avem un lider ca președinte care are relații foarte bine stabilite, de exemplu cu administrația Trump. Spre exemplu, domnul Joană, da, a lucrat îndeaproape cu administrația anterioară Trump în timpul perioadei în care a fost secretar general adjunct al NATO, da, ba chiar a fost numit în această funcție și a
agreat de către administrația Trump pentru această funcție. Are conversații, da, în mai mult de limba română, da, și în engleză și în franceză, ceea ce alți candidați, din păcate, nu pot, și să aibă tete-a-tete-uri cu lideri internaționali în care pot obține concesii, da? Pentru că acolo obții concesii când ai relații deja formate și vorbești limbile de circulație internațională relevante, da? Nu le obții când ai translatul și alți 20 de oameni consilieri în sală cu care prin care trebuie să vorbești, pentru că nu așa obții poziții reale la mesele de putere internațională. Mulțumesc, suntem la momentul tirului încrucișat. Fiecare adresează câte o întrebare celuilalt participant la discuție. Domnul Darău, vă rog. Către ambii, pentru către... domnul Silviu Predoiu. Pe rând, câte o întrebare. Pentru domnul Silviu Predoiu, apoi o întrebare pentru domnul Mușat. Care e crezul meu legat de democrație, și anume că serviciile secrete nu ar trebui să se implice în politică. În niciun fel. Nici înainte, nici în timpul, nici după. Și asta este întrebarea mea pentru dumneavoastră personal. De ce credeți că este pozitiv, că e bine, ca un înalt reprezentant în rezervă al unui serviciu secret să facă politică? Nu văd de ce. Că nu e bine. Bineînțeles, întrebarea ar trebui să fie... ar trebui să înceapă cu răspunsul. De ce credeți că e nepotrivit ca cineva care și-a sacrificat întreaga viață și a renunțat la drepturi fundamentale definite în Constituție, într-un contract cu statul pentru a-l apăra, după ce trece în rezervă și își recâștigă toate drepturile, iar Constituția nu prevede vreo interdicție, ar trebui ca el să facă un pas în spate și să spună: pe mine nu mă interesează, n-am voie să fac. Dimpotrivă, vin la masă cu expertiză, cu expertiză majoră, pe ce înseamnă informația reală, pe ce înseamnă asumarea răspunderii, pe ce înseamnă leadership și management, confirmate și recunoscute. Recunoscute de cele trei stele ale României cu care am fost decorat, recunoscute de partenerii externi, recunoscute de toată lumea. Despre asta este vorba. Întrebarea e de ce ne temem. Eu contest amestecul și susțin separarea amestecul totală e cu totul pentru toată viața între servicii. Întrebare și pentru candidatul Mircea Geoanu. Întrebarea mea ar fi, fiindcă știe toată lumea despre apartenența la PSD a domnului Geoanu timp de multă vreme, cum de pentru toate pozițiile publice, importante, într-adevăr unele, Mircea Geoanu a beneficiat de susținerea PSD. Inclusiv, știți, declarațiile foștilor săi colegi legate de propunerea pentru poziția de la NATO. Cum să credem că Mircea Geoanu nu are o legătură ombilicală cu PSD, câtă vreme a fost numit în toate funcțiile, numit, atenție, nu ales, cu sprijinul PSD. Până astăzi când vorbim. Fosta apartenență a domnului Geoanu la PSD este de fapt un mare avantaj pentru un candidat care nu mai are legături actuale cu PSD și candidează independent la președinția României. E un mare avantaj pentru că are o experiență cu unul dintre cele mai mari partide ale României și știe cum funcționează rețelele de la topul acestui partid, da? Cine sunt persoanele care fac jocurile în interiorul PSD-ului și în coalițiile de guvernare pe care le are, de exemplu, cu PNL. Asta înseamnă că este în mod unic poziționat ca președinte, ca viitor președinte al României, dacă românii decid acest lucru, să supravegheze activitatea partidelor din cadrul Parlamentului, pentru că știe cine discută din PSD cu cine, cum se fac alianțe cu celelalte partide și știe și abuzurile PSD. Da? Le-a văzut și în timpul în care a fost PSD și știe cum să le constrângă și mențină în acest context. Mulțumesc! Vă rog, pe rând ați adresat întrebări. Vă rog. Domnul Silviu Predoi, întrebare pentru doamna Elena Lasconi, absentă întrebări pentru toți contracandidații mei, nu pentru reprezentanții lor. De aceea mă abțin. Nu le adresez nicio întrebare pentru că mi-ar răspunde reprezentanții și nu candidații. Eu sunt candidat prezidențial, nu reprezentant. Bun, vă mulțumesc. Domnul Mușat, întrebare pentru Elena Lasconi, absentă reprezentată prin domnul senator. Eu v-aș fi întrebat cu privire la experiența internațională a doamnei Lasconi și poziționarea doamnei Lasconi cu privire la diaspora. Pentru că mi se pare că sunt două motive de îngrijorare care se întrepătrund. Pe de o parte, dânsa ne spune că nu știe cine este în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Iertați-mă, eu știam asta în clasa 9. Știu foarte mulți tineri care se interesează un pic de geopolitică, citesc știrile, da? Și totuși vrea să ne reprezinte la acest cel mai înalt nivel.
pe de o parte, și pe de altă parte spune despre diaspora românească pe plan internațional, da, că sunt trădători, că e foarte ușor să pleci în străinătate și să lași țara în urmă. Da? Eu în ultimii 4 ani am locuit la Londra. Foarte mulți români. Întrebare aveți, vă rog. Da. Fie muncitori sezonieri, fie elite ale României trăiesc în străinătate și nu le este ușor. Întrebare, expiră timpul. Cum puteți susține un asemenea candidat cu aceste două îngrijorări între Ați adresat două întrebări și e greu să răspund într-un minut, dar voi răspunde întâi legat de diaspora. Acolo este un fake news grosolan. Doamna Lasconi, care, atenție, are fiica de foarte mulți ani în străinătate, are alți membri ai familiei în străinătate. Eu, uitați, membru USR, am fost 10 ani în Franța, am trăit în Franța, respectă diaspora. USR a arătat acest lucru în fiecare moment și dânsa a spus altceva. Că a ales, la nivel personal, calea grea, în ciuda carierei, să rămână în România și să lupte pentru viitorul României. În al doilea rând, legat de experiența internațională, da, aș fi ipocrit sau am fi ipocrit să vă mințim să spune că doamna Lasconi are un istoric de ambasador sau că a fost prin nu știu câte cancelarii occidentale timp de 10 de ani. Are o carieră privată impecabilă și cu rezultate, ceea ce puțin din politică au. Doi, are o carieră politică scurtă, 5 ani mi se pare, dar una de 4 ani bun în primărie, în administrație, uitați, un domeniu nou în care a ultra performat. Președintele este ales de român, nu există școală de președinți. Sunt convins că va face față pe toate domeniile, așa cum niciun președinte nu este specialist în toate. Și se va înconjura de consilieri buni. Acceptați întrebare de la reprezentant candidat. Atunci, vă rog, domnul Mușat, întrebare pentru domnul... Sunt convins că vin cu întrebările transmise de candidați. Din contră, v-aș spune aici o întrebare care nu are nicio legătură cu candidatul. Are, cred, foarte mare rost. Pentru că e o îngrijorare pe care și eu și alți tineri ca mine o avem despre cinism în politică, generat adeseori de percepția că există un sistem, servicii care fac de fapt jocurile. Aud foarte mulți tineri care spun, nu m-aș băga în politică, nici nu mai votez, că de fapt tot sistemul decide, tot serviciile aleg, și președintele, și parlamentul, și așa mai departe. Și un cinism pe care nu ni-l putem, permite ca o democrație care vrea să continue să crească. Cum putem restrânge această percepție prin reformarea serviciilor ca să nu mai existe această percepție că jocurile sunt deja făcute și deci nu ne mai implicăm în politică? Bun, în primul rând aș aduce aminte de declarația domnului Joană, nici noi nu mai știm cât suntem. Unu. Dumneavoastră erați plecat probabil și nu știți la ce mă refer. Eu eram la conferința de presă. Doi. Problema nu este a serviciilor. Serviciile sunt compuse, media de vârstă de 35 de ani. Un pic peste dumneavoastră, presupun. Sunt oameni, cel puțin în SIE, șef de promoții. Aduși din viața civilă. Noi nu avem școală militară pentru SIE. Din viața civilă. De ce ne închipuim că oameni de 30 de ani, care au făcut facultăți civile, care au terminat în primele eșaloane, vin ca să manipuleze politica? Vrem însă garanții, sunt total de acord cu dumneavoastră, Parlamentul să numească în comisiile parlamentare media de inteligență. IQ-ul pentru a intra în serviciu ca ofițer e 120. Dacă noi punem în comisiile de control parlamentar senatori și deputați cu IQ de 50, 60, 70, 80, n-au cum să verifice. Hai să numim pe cine trebuie acolo și vom avea control și atunci vom evita ce spuneți dumneavoastră. Ne-am liniștit supra-dotații, au IQ peste 130, deci e speranță. Trebuie clatirul de întrebări, răspunsuri cât mai scurte. Încep candidat Elena Lasconi prin reprezentant senator Irineu Darău. De ce nu face plângere penală doamna Lasconi în legătură cu acuzațiile privind fermele de trai? Mi-am pus această problemă. Eu cred că a făcut ceea ce trebuia, să ceară explicit instituțiilor și inclusiv noi am cerut-o în scris ca parlamentari să dea un răspuns. Premierul oficial spune că ia lecții de economie și engleză. Doamna Lasconi cum se pregătește pentru cea mai înaltă funcție în stat? Doamna Lasconi deja are consultanță din interiorul partidului de la oameni cu experiență și începe deja să-și pregătească echipa pentru când va fi președinte, fiindcă va fi înconjurată de consilieri mai buni decât însă pe unele domenii, așa cum e firesc pentru un om modest și echilibrat. Dacă domnul Bolojan refuză să fie premier desemnat de doamna Lasconi, care e varianta B? Domnul Bolojan este o variantă pentru PNL, pentru că PNL-ul de azi este nereformat. Variante B multe avem și în USR, dar nu suntem aroganți să credem că vom putea conduce România singuri.
va trebui să găsim o formulă de coaliție și cu siguranță vom găsi și un premier bun. Dacă în turul 2 ajung domnii Ciolacu și Simion, ce le va transmite propriilor săi alegători doamna Lasconi? Pe cine să pună ștampila, pe care dintre cei doi? Aici nu pot să vorbesc în numele dânsei, vom vedea în seara de 24 noiembrie. Păi și nu sper din suflet, la sper din suflet, sper din suflet, ca român, ca părinte, ca om întors din diaspora, să nu avem un tur 2 Ciolacu versus Simion. Haideți la domnul Silviu Predoiu, slavă Domnului, vorbiți în numele candidatului Silviu Predoiu. Bine, da. Îl cunoașteți? Bun, perfect. Știți ce gândește? Trecem la tirul de întrebări. Sunteți un om din sistem, domnule Predoiu? Definiți sistemul. Sunt un român. Dacă România e un sistem, sunt cu certitudine un om al sistemului. Avem acoperiți ai serviciilor în cursa pentru Cotroceni? Acoperiți, ofițeri acoperiți. Vorbesc despre mine și mandatul meu, nu a existat niciun cadru al Serviciului de Informații Externe care să fie implicat în politică. Restul să răspundă comisiile parlamentare. Apropo de afirmația domnului Joana din 2007, nici noi nu știm câți suntem. Sunt mulți, puțini, suficienți ofițeri de informații în România? Nu știu, ar trebui să dea detalii domnul Joana. Are aici reprezentantul. Este sau nu implicată Rusia în alegerile de la noi? Ce credeți? Sunt convins că le urmărește cu foarte mare interes și sunt convins că acolo unde are ocazia, sugerează. Implicate în sensul falsificării votului sau manipulării, cred că nu face nimeni treabă mai bună decât legea care acordă partidelor parlamentare milioane și milioane de euro, ceea ce creează o disproporție uriașă între un partid care vine cu 20 de lei cotizație de membru pe lună și unul care plătește tot din banii mei o campanie împotriva mea. Dacă ajungeți președinte și primiți o solicitare de a merge la discuții cu Vladimir Putin la Moscova, răspundeți pozitiv invitații? Păi dacă primesc o solicitare din partea, sau un mandat din partea NATO sau UE, cu certitudine răspund pozitiv. Vă mulțumesc. Merg acum la reprezentantul domnului Mircea Joană, domnul Tudor Mușat. Domnule Tudor Mușat, bănuiesc că puteți răspunde chiar în numele candidatului, nu? Nu numele dumneavoastră. În 2007, domnul Joană a fost întrebat dacă nu sunt prea mulți ofițeri de informații și răspunsul domnului Joană a fost, citez, nu știm cât suntem în primul rând, a aflat între timp. Cred că aceea a fost o remarcă ironică menită să sublinieze exact percepția că există foarte multe persoane care au legătură cu serviciile în politică și că a fost o glumă, nu o admisie, în vreun fel, cum a fost interpretată. A fost, este ofițer de informații, domnul Joană? În niciun caz și nu din câte știu cel nici eu și nici restul românilor. A fost o gafă? Atunci, în niciun caz, din nou, o remarcă ironică, tocmai pentru a sublinia o problemă reală despre o percepție a sistemului și a implicării serviciilor. Când a fost ultima vizită la Moscova, domnule Joană? Nu v-aș putea spune exact, dar ultima de care s-a discutat a fost aceea din 2009, sigur, în care domnul Joan a răspuns foarte clar că contextul geopolitic era altul, acolo era să discute probleme importante pentru România, precum tezaurul românesc și aducerea lui înapoi în țară. A mai fost și altă vizită în afară de cea din aprilie 2009? Nu, și nu din câte știu eu, și nici românii, și nici presa, și nimeni altcineva. Deci nu. L-a acuzat fără dovezi pe jurnalistul Otilo Biro că ar fi fost implicat într-o tentativă de asasinat a procurorului general din Bulgaria. Otilo Biro este cel care a făcut investigația jurnalistică, a dezvăluit afacerile pe care fostul coordonator al campaniei domnului Joană le avea cu un propagandist rus. A venit cu dovezi între timp domnul Joană pentru acele acuzații la adresa jurnalistului? Domnul Joană nu l-a acuzat, doar a spus că în presa bulgară au existat acuzații de acest gen și remarca era făcută în contextul unor acuzații total nefondate aduse domnului Joană că ar fi omul rușilor, acuzații absurde în contextul leadership-ului la NATO. Care a fost cea mai mare greșeală a domnului Joană făcută într-o campanie electorală, aceasta sau precedentă? Domnul Joană a vorbit despre greșelile lui din trecut, de acum 10-15 ani și mie mi se pare un atribut foarte bun că acesta a învățat din ele și dovedește chiar acum că este un om diferit după experiența NATO. Mulțumesc. Trecem acum la minutul de aur, adresarea mesajului pentru alegători. Încep cu reprezentantul doamnei Elena Lasconi. Domnule senator Silviu Darău, aveți un minut la dispoziție. Venim după
trei ani întregi de guvernanță PSD-PNL, două partide care au o majoritate mare în Parlament și puteau lua orice decizie bună pentru viitorul nostru. Trăim mai prost, românii spun că sunt îngrijorați de viitorul României, asta înseamnă că trebuie să schimbăm ceva. Sunt convins că dintre toți candidații cu șanse, singura schimbare reală pentru binele nostru, al copiilor noștri, pentru viitorul nostru euroatlantic, este Elena Lasconi. Elena Lasconi, președintă, prima femeie președintă din istoria României, va imprima și direcția pentru alegerile parlamentare, și direcția pentru o viitoare coaliție, și direcția reformării unor partide care astăzi se încăpățânează să rămână nereformate și să formeze acest sistem opac PSD-PNL, care probabil visează să ne mai conducă 5-10 ani. Mergeți la vot în număr mare, indiferent de ce opțiune aveți, la voi este puterea, decideți pe 24 noiembrie și pe 8 decembrie cine este președintele României. Trecem acum la domnul Silviu Predoiu, candidatul partidului Liga Acțiunii Naționale pentru cea mai înaltă funcție în stat. Un minut va aparține, domnule Predoiu. România se află la răscruce de drumuri. Putem să continuăm, pe de-o parte, pe calea deja din nefericire bătătorită a indiferenței, a neimplicării, a polarizării sociale, a neîncrederii, sau putem să alegem o cale a demnității, a respectului și a realizării. La aceste alegeri nu e vorba despre un ocupant al fotolului de la Cotroceni. Este vorba despre a ne decide viitorul. Să alegem împreună un viitor demn. România are nevoie să fie apărată. Are nevoie să fie apărată atât de amenințările externe, cât și de cele interne, de mediocritate, de impostură, de plagiat. Avem nevoie ca împreună să decidem. Vă propun o schimbare de perspectivă. Haideți să nu alegem un președinte, haideți să angajăm un președinte. Hai să ne gândim și să alegem între ei pe cel mai potrivit pentru funcția de președinte. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Trecem acum la reprezentantul candidatului Mircea Joană. Domnule Mușat, un minut vă aparține. Știu că românii își doresc să voteze la aceste alegeri cu un vot util și un vot înțelept. Iar acesta este un vot pentru domnul Mircea Joană, pentru că orice alt vot în turul întâi, fie pentru doamna Lasconi, fie pentru domnul Ciucă, fie pentru ceilalți candidați independenți care sunt mai jos în sondaje, înseamnă un vot pentru domnul Simion, pentru că înseamnă trecerea în turul 2 a domnului Simion. Domnul Joană este singurul care o poate împiedica datorită faptului că este independent și cu șanse reale, ia voturi de la toate celelalte partide și este cel mai competent din această cursă. Iar acest vot pentru domnul Simion, prin a vota pentru doamna Lasconi sau pentru domnul Ciucă, ulterior va însemna fie un domn Simion președinte, antivestic, antioccidental, extremist, fie o președinție ușoară a domnului Ciolacu, care câștigă cu ușurință turul 2 și deci o continuare a numirilor politice, a facturilor crescute anul viitor și, în general, a lipsei de meritocrație. Mulțumesc! Mai avem ultimele minute de dezbatere și încercând să am grijă să vorbiți egal, aș vrea să ne spuneți cum vedeți noastre lucrurile în anul ce vine cu Trump la Casa Albă. E drept, politicienii spun lucruri trăznite în campanie, să parafrazez un titlu de emisiune celebră. A spus că în 24 de ore după ce ajunge la Casa Albă oprește războiul din Ucraina. Credeți că va reuși acest lucru? Nu cred că va reuși și nu văd cum s-ar putea întâmpla într-un mod pozitiv, vorbind atât de abrupt de 24 de ore. La Donald Trump, atât cât l-am urmărit și eu, am văzut o diferență foarte mare între ceea ce declară pur politic și este un om spectacol din acest punct de vedere și ceea ce face. Eu cred că linia roșie pe care noi toți europenii din Uniunea Europeană ar trebui să o susținem este că nu trebuie consfințită pierderea teritoriilor de către Ucraina și pentru acest lucru ar trebui să luptăm și să avem și Statele Unite drept partener și, încă o dată, să nu se treacă această linie roșie, fiindcă Rusia nu se va opri acolo. Niciodată, din punctul meu de vedere, noi, statul român european, n-ar trebui să acceptăm că un stat agresor precum Rusia pur și simplu poate să ia astăzi în secolul 21 teritorii și să rămână cu ele. Domnul Silviu Predoiu, îl credeți pe Donald Trump când afirmă așa ceva și chiar în campanie a făcut? Îl cred că va încerca. Am văzut și declarațiile mai documentate și cu mai multe argumente ale vicepreședintelui, al lui J.D. Vance, în același sens. Sunt convins că va încerca. În ce măsură va reuși,
vom vedea și în ce formă. El a făcut niște propuneri foarte clare, cu înghețarea pe linia frontului, cu trupe de pace nu americane, a spus, ocupați-vă voi europenii, cu promisiune că 20 de ani Ucraina nu va fi primită în NATO. Deci are un plan construit. Depinde în ce măsură va reuși să coalizeze. Instrumentul lui de bază este sprijinul financiar important pe care Statele Unite îl acordă Ucrainei. Fără acest sprijin, Europa va avea de dus o povară, din punctul meu de vedere, mult mai mare decât cea pe care și-o poate permite. Vom vedea și pe cine vrea să nominalizeze în fruntea Pentagonului, jurnalist fost veteran de război. Cum vă sună? Nu atât în fruntea Pentagonului și nu faptul că e jurnalist îl definește, jurnalist a devenit ulterior după ce a fost militar în trupele speciale americane. Cât secretarul de stat, Marco Rubio, desemnat deocamdată, cât consilierul pentru securitate națională, Mike Waltz, care sunt oameni care în mod constant și-au exprimat interesul major pentru Asia, spunând că Europa nu face decât să fure din atenția și din prioritățile Statelor Unite. De asemenea, cel desemnat pentru CIA este o persoană cu viziuni similare, adică Radcliffe. În măsura în care urmărim pe cine, putem să traducem ce intenționează să facă. Domnul Mușat. E încurajator că după alegerea domnului Trump a existat o conversație imediată între domnul Trump și domnul Musk și domnul Zelensky. Deci avem totuși o dovadă că o administrație Trump nu va abandona Ucraina cu totul. Da? Și în acest context, Europa și România are o funcție duală. Pe de o parte, să lucreze și să încurajeze Statele Unite să susțină în continuare Ucraina pentru atingerea unei păci care să fie o pace consfințită de Ucraina și agreată pe termenii Ucrainei, pentru că ea a fost invadată, și a doua funcție pe care o are Europa și România este să se asigure că în cel mai rău caz în care Statele Unite își retrag susținerea pentru NATO într-o anumită măsură sau alta, Europa este pregătită cu cheltuieli corecte în zona militară și cu revitalizarea armatelor europene și a României pentru a se apăra și singure. Suntem, cred, pe ultimul minut. Aș vrea să ne spuneți care, în opinia noastră, va fi cea mai importantă prerogativă a președintelui anul viitor. Eu cred că exact în zona aceasta de imprimare a unei altfel de conduceri pentru serviciile secrete și pentru justiție, acolo unde are atribuții exprese, e foarte important ce va face viitorul președinte al României. De aceea e important să nu fie un om al sistemului și un om al PSD-PNL. Domnul Predoi. Este greu să le pui în ordine, pentru că refuză să stea la rând. Sunt foarte multe priorități pentru președinte. Nici o funcție nu poate fi neglijată. Prioritățile sunt pe politică externă și securitate națională, dar asta înseamnă funcția de mediere activată la modul real, o prezență permanentă în discuții, înseamnă iarăși competențele pe care le are în reprezentarea externă și așa mai departe. Domnul Mușat. Una dintre prioritățile principale în termen internațional pentru România, pentru nou președinte, va fi intrarea în Schengenul terestru, pentru că guvernele Ciucă-Ciolacu ne-au lăsat să intrăm în Schengenul aerian fără să obțină un calendar clar pentru intrarea în Schengenul terestru, și de aceea sunt la mâna Consiliului din nou, Austriei și altor state. Un președinte precum domnul Gioană nu ar permite genul acesta de neglijențe și ar supraveghea și activitatea guvernului său și poziția internațională pentru a ne asigura că obținem Schengenul terestru cât de curând, anul în 2025. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Succes la alegeri și așteptăm să vedem pe 24 noiembrie cine vor fi cei doi finaliști. Vă mulțumesc tare mult. Vă aștept și mâine să vedem împreună Tu votezi România. Până atunci, în doar câteva minute, la 11 fix, la Info Plus, vă aștept cu informații de ultimă oră. Pe curând!